Este și cazul lui Nifor. L-am întâlnit pe bărbat cu turma pe pajiștile județului Dâmbovița. Se ocupă de această turmă de oi, dar are și câteva capre, de 4 ani de zile. Nu are studii și a mai lucrat în trecut doar ca muncitor necalificat. Banii pe care îi câștigă nu-i ajungeau pentru un trai decent, așa că, pentru că nu are familie, s-a gândit că poate lucra liniștit ca cioban. Îngrijește în prezent peste 100 de capete, însă nemulțumirea persistă și în acest domeniu. Înainte, cu ce vă ocupați? Pe la coasă, cu ziua, pe la particular. Deci ați fost muncitor necalificat? Da. Și câștigați din... Aici depinde, că nu dăm mai nimic. Nu vă dăm mai nimic, de cât animal aveți? Pe 130 de bucăți. Și salariul cât vă plătește pentru 130 de bucăți? Păi, mie îmi trebuia să-mi dea 15 milioane pe lună. Și nu îi văd. Nu-i vedeți? Vedeți măcar 10 milioane? Nu. Nu? Nu. Omul se gândește să schimbe zona. Poate o câștigă mai bine. O ofertă a primit-o de la fratele său, de la o fermă din sud-estul țării. Mai am un frate eu, dar este la Brăila, mă cheamă pe mine. Acolo. Da. La niște vaci. La vaci. Da. Și veți mai continua să faceți asta? Mulți ani v-ați gândit ce... Nu știu. Nu știți. Nu știu. De câțiva ani și ciobanii părăsesc plaiul mioritic. Unii ciobani fug de responsabilitate și strâmbă din nas atunci când sunt tocmiți. Preferă să nu aibă de muncă decât să fie trași la răspundere. Alții, foarte mulți, pleacă să muncească în străinătate, pe bani mai mulți și condiții mai bune. Dacă în țară negociază pe 1.000-1.200 de lei, în străinătate primesc chiar și 1.000 de euro, iar condițiile sunt peste cele din România. Lipsa de forță de muncă este o problemă în toată agricultura și asta pentru că tinerii nu mai sunt dispuși să lucreze pământ ori să crească animalele, indiferent de condițiile de muncă oferite.